6x. Minus 34. Deci minus 4 cu plus 30. Plus 26. Plus 26. X egal cu? Egal cu cine? X egal cu 15. E bine 50? Da. E bine, sigur? E mai într-o dată? Păi adun 20. Egal cu 10. Deci 30 ești 20 ești. Și bine, 30 că sunt 20. Da. Da, da. Mă scădem. Că, da, egal cu 10. Și x-ul va fi egal cu 10 supra? 10 supra 26. 26. Lăsăm așa? 10 pe 26 sau cât zice? Da. 5 pe 14. X-ul egal cu 5 supra 13. Și cu asta am rezolvat aceste greșeli. Ia să vedem mai... Încercăm unul. Ia să vedem și un modul. Modul din x minus 3. Modul din x minus 3 egal cu 4. Cât este x? Deci, păi avem două variante. Adică, cu 4 cu plus și 4 cu minus. Deci înseamnă că x minus 3 egal cu? X minus 3 egal cu? X minus 3 egal cu 4. 4 sau? Sau minus 4. X minus 3 egal cu minus 4. Din prima, cât va fi x-ul? X-ul va fi 7. Da. Sau minus 7. Și din a doua, nu minus 7, decât o da. Nu, dar tot la prima. Păi cum este modul? Deci, da. Am terminat. Astea au fost cele două variante. Acum am rezolvat-o. Pe prima și rezolv și pe a doua. Da. Și vine că x minus x, x egal cu? X egal cu minus 1. Minusul. Astea sunt cele două aici. A, ușor. Da? Deci, așa facem. Ia să mai vedem altul. Dacă ai de rezolvat următoarea. Modul din 2x plus 1 supra 3 egal cu 1. Ce rezultă de aici? Păi, ar ieși că... 2x plus 1 pe 3 egal cu? Cu 2x. Egal odată cu 1. O dată cu 1. Minus 1. Deci avem două variante. 2x plus 1 pe 3 egal cu 1. Sau, alte variante, 2x plus 1 pe 3 cu minus 1. Din prima. Putem să scriem 2x plus 1. Așa. 2x plus 1 egal cu 3, nu? Da. Adică de aici x egal cu? X egal cu 1. 1. Corect. Și din coace? Și că 2x plus 1 egal cu? 2x plus 1 este egal cu 2. Egal cu minus 3. Nu? Am asta așa. Da, minus 3. Adică de aici rezultă că 2x egal cu? 2x egal cu... minus 1. Minus 4. Face minus 4. Da. Și x egal cu? X egal cu minus 2. Minus 2. Deci iată că mergi așa, dar că înțelegi bine. Asta, plus, minus, cele două variante. Când ai modul din ceva egal cu un număr, sunt două variante. Și unul pe fiecare în parte pe rezolvi. Nu? Deci da. asta ar fi ideea. Ne oprim aici, să zicem, la revedere. La revedere, dragilor, pe curând.